Pacea. Nu, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Important să ne rugăm pentru pacea țării, pentru România, ca Dumnezeu să ne protejeze de un conflict militar și de asemenea pentru binele Ierusalimului, pentru Țara Sfântă, pentru evrei, pentru poporul Dumnezeu, pentru Israel. Să ne rugăm pentru că zice cuvântul Dumnezeu că voi binecuvânta pe cel ce te va binecuvânta. Deci este o binecuvântare promisă. Dacă tu te rogi pentru Israel, Dumnezeu binecuvintează familia ta, Dumnezeu binecuvintează casa ta. Este o țară, este un popor binecuvântat de Dumnezeu. Iar cei ce se roagă pentru ei vor fi binecuvântați. Cei ce îi blesteamă vor fi blestemați. De ce? Pentru că Dumnezeu are privirea ațintită asupra lor. Zice că sunt ca lumina ochilor lui Dumnezeu.